Parteneriatul, acordul de asociere cu Republica Moldova vizează cetățenii Republicii Moldova și cred că în preocupările fiecărui om politic european aceasta trebuie să fie o prioritate, nu jocurile politice care vizează întărirea unui partid sau altul. Salut, domnule comisar, abordarea dumneavoastră cu privire la asistența financiară. Proiectele care vizează direct bunăstarea cetățenilor trebuie să continue, pentru că numai așa Uniunea Europeană poate fi relevantă și poate aduce bunăstarea și în această parte de lume, atât de controversată, atât de săracă și atât de dificil poziționată într-o strategie de securitate în această zonă. Altfel, ar însemna că acea 100 de milioane să vină probabil peste câțiva ani direct de la Moscova, iar Bruxelles-ul va fi irelevant. Și este păcat pentru ceea ce am investit noi în sprijinul cetățenilor moldoveni, care sunt cetățeni europeni. Reformele continuă, creșterea economică este de 4%, sunt sigur chestiuni care urmează să fie rezolvate, dar acestea cu sprijinul Uniunii Europene și nu altfel vor aduce prosperitatea Republicii Moldova.